Sper că ne auziți. Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Sper că în următoarea oră să învățați lucruri interesante despre tehnologie. Acesta este de primul webinar din seria celor 15 cursuri online pe care vi le-am pregătit în cadrul școlii. Dacă acesta este primul webinar la care participați alături de noi, dați-mi voie să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România și suntem cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru organizații non-profit din țară. Anul acesta am împlinit 5 ani și suntem foarte bucuroși. Principalul program pe care îl derulăm este programul TechSoup România, un program de resurse IT pentru organizații neguvernamentale care vă oferă acces la produse software și soluții cloud pentru organizațiile dumneavoastră. Peste 1500 de organizații sunt deja parte din program și dacă organizația pe care o aveți dumneavoastră încă nu este membră în comunitatea noastră, vă invităm să vă înscrieți. Înscrierea este gratuită și găsiți mai multe informații pe site-ul nostru, pe textul.ro. Astăzi începem primul curs din cadrul Școlii Digitale pentru ONG-uri. Vă mărturisesc că noi la TechSoup suntem foarte entuziasmați de acest program. După 2 ani de cursuri online pentru ONG-uri, am reușit să construim acest program și să abordăm cele mai interesante subiecte de tehnologie cu cei mai buni specialiști. Ne bucurăm că vă putem oferi acest program prin finanțarea acordată prin granturile Spațiului Economic European în cadrul programului Fondului ONG în România. Mai multe despre aceste granturi puteți afla pe site-ul iagrants.org. Revenind însă la webinarul nostru, în seara aceasta vom vorbi despre cum arată viitorul în tehnologie, împreună cu Andrada Fiscutean. Andrada este jurnalist de tehnologie și sigur o să-i recunoașteți vocea de la radio. Ea lucrează la ProFM, unde realizează principalul buletin de știri. Legat de partea tehnică, eu voi rămâne în permanență pe chat împreună cu dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă rog să ne le scrieți în timpul webinarului, eu o să le notez și la final vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. O să-i predau acum legătura Andradei, o să o fac prezentator și o să-i... Okay. Andrada, ai legătura. Bună seara! Sper că m-am auzit și pe mine. O să vorbim despre viitorul în tehnologie în minutele următoare, cam cum va arăta lumea peste 20 de ani, cum vor arăta ONG-urile în particular. Putem să-i dăm drumul? S-a făcut un experiment pe la anul 1900 și oamenii au fost puși să își imagineze cum va arăta anul 2000. Desenele pe care le-au creat ei în momentul acela erau destul de departe de realitate. De asta e complicat să spui ce se va întâmpla în viitor, dar ne străduim și poate cu întrebările de la sfârșit vom reuși așa să conturăm o imagine cât de cât realistă a anului 2035. În 1990, gadgetul momentului era telefonul fix, pe care încă destul de puțini oameni și-l permiteau. Știu că erau liniile acelea prin derivație, unde erau două persoane lipite cumva și puteai să asculți ce vorbește vecinul. Iată că după o perioadă de 25 de ani, astăzi, în 2015, avem super smartphone-uri pe care le folosim ca pe niște calculatoare, de fapt, microcalculatoare. Judecând după această trecere de la telefonul fix la telefonul mobil, anul 2035 se arată cel puțin interesant. Au fost câteva predicții făcute de-a lungul timpului. Poate cea mai, aș zice, pesimistă dintre ele este că o persoană va avea în medie 16 dispozitive electronice în acest an. Unii se aruncă chiar mai departe și spun că vom putea descărca informație direct din creier, că nanotehnologia va produce o revoluție, că vor exista chiar calculatoare cuantice. Asta e mai greu de crezut, dar cine știe, poate așa o să fie.
Sunt și unii care spun că s-ar putea să trăim izolați de natură. Mă gândesc la Asimov, care avea acele orașe cu o climă controlată, niște sfere în care se putea trăi, iar în exterior nu. Deja holograme au început să apară, e posibil să le folosim mai mult pe viitor. Și de asemenea este posibil ca războaiele pe care le va aduce omenirea în viitor să nu implice oameni, ci mai mult mașini. Acum, tehnologia poate evolua în pași mai mici sau poate produce o disrupție. În cazul telefonului mobil se vede cel mai bine acest lucru, pentru că astăzi fiecare dintre noi folosește enorm telefonul mobil, însă folosește mult mai puțin telefonul fix. A fost o rupere puternică în felul în care a evoluat telefonia mobilă. La fel, un alt exemplu, poate mai practic, este apariția frigiderului. Până să fie frigiderul făcut de General Electric, erau așa numitele ghețării, ice houses. După a fost o polemică destul de interesantă în care cei care susțineau frigiderul spuneau că cuburile de gheață făcute în frigider sunt la fel de bune ca cele făcute în ghețării, pe când susținătorii ghețăriilor spuneau că niciodată cuburile de gheață făcute în frigider nu pot fi la fel de bune. Acum toată discuția asta pe marginea frigiderului pare hilară la, nu știu, din 1920 până în prezent, după aproape 100 de ani, însă la momentul respectiv chiar a creat o dezbatere. Înainte să trecem la Internet of Things, una dintre temele pe care le vom aborda în seara asta, vă invit să ne jucăm Vrei să fii miliardar? Avem o întrebare pentru voi, o să vă rog să răspundeți. Întrebarea este destul de simplă. Populația globului este de 6,8 miliarde de locuitori. Avem 4 miliarde care folosesc un telefon mobil. Și întrebarea mea este, câte persoane credeți că folosesc o periuță de dinți? O să mai așteptăm până când votează toată lumea. Mai stăm puțin. Oricum, tendința este clară. Avem un public inteligent în seara asta la webinar. Cei mai mulți au spus că oamenii sunt mai îndrăgostiți de telefoanele mobile decât de periuța de dinți. Asta se explică și prin statisticile din România, care spun că folosim cam puține tuburi de pastă de dinți. Deja au votat 3/4 dintre cei prezenți astăzi. Mai stăm puțin? Hai să zicem. Răspunsul corect este 3,5 miliarde. Deci sunt mai puțini oameni care au și folosesc o periuță de dinți decât un telefon mobil. Da. Aș zice că și cei 70% care au ales 3 miliarde sunt destul de aproape de adevăr. Acum putem să revenim la ale noastre. Ziceam de Internet of Things sau Internetul lucrurilor. Cei de la Cisco spuneau că până în anul 2020 vom avea 50 de miliarde de dispozitive conectate la internet. Ce spune Internet of Things? De fapt că toate lucrurile care pot fi băgate în priză ar putea fi conectate și la internet. Orașele inteligente pot avea sisteme inteligente. Spre exemplu, presupunem că vin de la serviciu cu tramvaiul spre casă. Sistemul, creierul universal, Internet of Things, știe unde mă aflu în fiecare moment, știe când tramvaiul mai are, să zicem, o stație sau două și ajunge în stația în care urmează să cobor, atunci aragazul meu inteligent pornește automat și încălzește ceaiul, pentru ca ceaiul meu să fie cald în momentul în care intru în casă. Toate aceste lucruri conectate între ele ar trebui, teoretic, să ne facă nouă viața mai bună. Ele încep să se întâmple deja.
Iar pentru anul 2035 ne așteptăm ca totul să fie conectat, ca senzorii să fie peste tot. Vom avea chiar unele aparate care vor comunica cu altele și se vor descurca singure în diverse situații. Deja au apărut mașini de spălat inteligente pe care le poți programa folosind telefonul mobil. Cei de la IKEA se tot luptă să creeze mobilă inteligentă. Au apărut șosele inteligente. Exemplu care îmi place mie cel mai mult e tot legat de frigider, că pare să fie gadgetul vedetă al acestui webinar. Un frigider care vorbește cu supermarketul, care supermarketul îmi livrează mâncarea acasă, astfel că niciodată nu va mai trebui să mă mai gândesc dacă am sau n-am ouă în frigider sau lapte sau carne, că tot e și carne într-o dezbatere intensă în perioada asta. În principiu ăsta e Internet of Things, lumea din jurul nostru conectată, senzori peste tot, internet peste tot. Mașinile sunt pline de senzori. Deja putem să extrapolăm pornind de la exemplul acesta. Un alt subiect care va crește mult în viitor este Big Data. Deja se vorbește mult pe această temă, însă chiar și așa sunt destul de puține date Big Data analizate. Și mă refer la studiul acesta de la Forrester, care spunea că firmele, în momentul de față, analizează cam 12% din volumul de date. Analiza predictivă încearcă să vadă ce putem să estimăm pe marginea datelor pe care le cunoaștem. Un exemplu clar pe analiză predictivă, care s-a făcut deja, a avut la bază cumpărăturile pe care le fac oamenii, sau căutările pe Google. Spre exemplu, se știe că, statistic vorbind, femeile însărcinate comandă mai multă loțiune de corp decât femeile neînsărcinate. Iar în momentul în care o persoană începe să comande mai multă loțiune de corp decât comandaia de obicei, treaba asta a pusă în paralel cu alte lucruri comandate de persoana respectivă, poate să indice calculatorului sau, mă rog, sistemului de colectare avansat că persoana respectivă așteaptă un copil. Prin urmare, Amazon sau alte magazine pot să-i arate reclame la cărucioare, biberoane și alte gadgeturi pentru această perioadă din viața persoanei respective. Big Data ar putea să schimbe foarte mult și educația. Dacă știți aplicația aceea Duolingo de învățarea unei limbi străine, care e una dintre cele mai votate aplicații din magazinul Android pe educație. Ei, cei de la Duolingo au gândit un sistem de învățare a unei limbi străine bazat pe mici lecții. Pentru că ei primesc date de la utilizatori și știu la ce întrebări au răspuns corect mai mulți utilizatori și la ce întrebări au răspuns corect mai puțin, ei pot să-și adapteze aplicația pe parcurs. Astfel că în momentul în care primești un update, acel update reorganizează informațiile, aduce informații în plus, șterge informații. E genul de învățare dinamică ce te poate ajuta să adaptezi programa așa, on the fly. La fel de important este Big Data și pentru analiza satelitară a terenului. Au fost chiar procese câștigate de organizații ecologice pentru că au fost date colectate din aer, în care s-a văzut clar dacă o anumită suprafață a fost despădurită într-o respectivă perioadă de timp. Despre conținut și publicitate targetată, deja am vorbit. Un alt subiect hip în acest moment ține de Bitcoin și portofelul electronic. Dorința telefonului este de a ne schimba radical viața și de a deveni un gadget universal care să țină rolul și de telefon și de portofel și de calculator și de absolut orice. Un lucru care nu-mi displace, pentru că portofelul meu arată exact așa cum arată și portofelul lui George. Aici plin de chitanțe, de hârtiuțe și am o problemă în a-l închide de fiecare dată. Dar e tot acest portofel
urât poate fi înlocuit cu telefonul. Sigur, marile probleme care se pun aici țin de securitatea datelor și a conturilor noastre. Practic, noi am trecut de la niște cifre scrijelite pe o tabliță, de la troc, acest schimb de bunuri, la banii de hârtie, apoi la card și acum urmează să facem pasul spre totul digital. Știu că s-au făcut niște statistici despre cât de mult reușesc țările să colecteze la bugetul de stat banii după ce au scăpat de plata la ghișeu și s-au introdus plata electronică. Eu de mult timp vorbesc cu cei de la bloc să schimbe sistemul de întreținere, să nu fie necesar să vin miercuri între orele 6 și 8 seara să plătesc întreținerea, să existe un cont. Oamenii doresc să-și plătească dările, mulți dintre ei, iar un portofel electronic ar fi mult mai simplu de utilizat. Banii fizici oricum sunt pe cale de dispariție. Era la un moment dat o știre bazată pe Suedia, o țară în care se spunea că până și cerșetorii au POS-uri. Cât despre Bitcoin, deocamdată este o monedă cu semnul întrebării și cu oscilații foarte mari, tocmai pentru că nu există, cum există pentru leu, o bancă centrală care să aibă grijă să avem un curs cât de cât stabil. La Bitcoin, variațiile sunt foarte, foarte mari și se întâmplă de pe o zi pe alta. Acum, poate luând ce e mai bun de la Bitcoin și de la alte monede virtuale, aplicând niște lucruri pe care le-am învățat în sute de ani de folosirea cardurilor și a banilor fizici pe hârtie, am putea să trecem la un nou sistem monetar în viitor. Deja s-au făcut câteva schimbări în lume pe tema asta, lucrurile probabil vor evolua și mai mult. O altă temă interesantă care poate să țină de anul 2035 este realitatea virtuală și când spun asta mă gândesc la prețul pe care l-a plătit Facebook pentru Oculus VR, 2 miliarde de dolari. Deja există tehnologia asta, au fost și câteva firme românești care au venit cu dispozitive asemănătoare în care îți introduci telefonul mobil, ecranul telefonului se împarte în două, câte un pătrățel pentru fiecare ochi. Și poți să intri într-o lume nouă. Mă gândesc la aplicațiile pentru educație, mă refer la, eu știu, cele de turism, înainte să-ți propună un agent de turism să vezi o anumită destinație, poți să plătești, înainte să plătești, da, poți să vezi exact cum arată. Mă bucur, fac observație că suntem 66 de persoane, n-a plecat încă nimeni de când a început webinarul. De partea de holograme, iarăși, se va face va fi o evoluție. Deja au apărut câteva telefoane în anii trecuți capabile să creeze holograme. Eu una îmi doresc o cameră precum cea din Star Trek. Nu știu dacă ați văzut serialul cu Picard. Eu la ăla mă refer atunci când mă gândesc la Star Trek, nu la lucrurile noi. Ca să se relaxeze, oamenii intrau într-o cameră care era aparent plină de pătrate, un fel de matrice, după care puteai să-ți creezi o lume a ta. Poate nu se va merge chiar atât de departe până în 2035, oricum există interes din partea multor companii să se dezvolte în domeniul acesta de realitate virtuală. La fel cum există interes și pentru partea de wearables, unde s-au văzut creșteri fantastice, este una dintre cele mai dinamice piețe potrivit rapoartelor. Când zic wearables, mă gândesc și la ceasurile acestea electronice, dar și la dispozitivele medicale. Eu știu să avem montat un mic chip pe piele care să fie mereu la curent cu datele noastre, să avem parte de analize medicale non-stop. Mă gândesc că pentru cei care au diabet, spre exemplu, ar fi o îmbunătățire substanțială a calității vieții. Deja a fost un premiu, se pare, cei de la Google cu o lentilă de contact care măsoară glicemia în timp real. Tot acesta avem lentile de contact, un fel de head-up display personal, cum avea RoboCop, care pe lângă, peste realitatea pe care o avea el,
realitate augmentată, peste ceea ce vedem în mod normal, putea să calculeze distanța între oameni, putea să vadă câți oameni se află în spatele unei mașini sau tot așa. Zona de tehnologie se apropie tot mai mult de zona de fashion. La conferințele de presă la care am fost în ultima perioadă, la marile lansări, erau foarte mulți ziariști din zona de fashion care scriau despre haine, despre accesorii și de regulă noi cei din tehnologie eram cei îmbrăcați cel mai prost. Mai aveți chef de un vrei să fii miliardar? Mai punem o întrebare? Ia să vedem. Da, câți dintre adulți au telefonul mobil foarte aproape de ei în orice moment, până la 50 de centimetri? Să vedem, chiar sunt curioasă ce răspunsuri vor fi. Al meu, dar într-adevăr, este în momentul ăsta la 20 de centimetri de mine. Dar se vede o clară orientare spre zona de sus a procentelor. Cele patru variante erau 91% din adulți, 62%, 54% și 32%. Deja aproape toată lumea a votat. Pare mai de succes sondajul ăsta decât cel de dinainte. Ia să vedem. Mai stăm... Gata? Jumătate dintre cei care au răspuns la sondaj au spus că 91% dintre adulți au telefonul la, tot timpul la jumătate de metru distanță. Asta este și răspunsul corect. Felicitări! Partea de medicină și biotehnologie, că tot am ajuns tangențial la ea, va cunoaște o dezvoltare fulminantă în următorii ani. Deja pe partea de wearables au apărut dispozitive. Ne așteptăm ca totul să fie personalizat. Se vorbește despre biologie sintetică tot mai mult. Costul analizării ADN-ului a scăzut fantastic dacă ne uităm la ultimii 6 ani. Iar acum am văzut că au câștigat până la urmă discuțiile cu FDA-ul, cei de la 23andMe, care le oferă oamenilor posibilitatea de a-și face teste ADN cu doar $200 pentru anumite boli. Mi se pare chiar un preț modic, având în vedere lucrurile pe care le poți afla despre tine. Deci, da, se va merge pe medicină personalizată. Exoscheletele se vor dezvolta foarte mult. Există și în România un startup, Axosuit se numește, în vestul țării, cred că în Oradea, care încearcă să creeze exoschelete inteligente care să ne facă să fim supereroi, să fim mult mai puternici, să fim mult mai agili. Estonia și-a dorit să colecteze ADN-ul de la populație și să încerce să-l studieze cât de cât. Și am găsit un citat destul de interesant de la un profesor de la Universitatea din Michigan, care spunea că pe la jumătatea acestui secol, deci prin anul 2050, ne vom uita la lucrurile pe care le utilizăm astăzi în medicină, așa cum ne uităm în prezent la leacurile bobești. Cercetătorii încearcă și să creeze organe în laborator, pentru că organele nu sunt niciodată suficiente și deja au ajuns la câteva progrese. Practic tot ce rămâne este creierul nostru, restul totul poate fi schimbat sau îmbunătățit, care și creierul poate fi downloadat la un moment dat. Vedem. Și ajungem și la creier. Poate una dintre cele mai profitabile zone ale inteligenței artificiale va fi cea a folosirii roboților pe post de animale de casă. Mai avem 10 ani până să ajungem acolo. Dacă e să dăm crezare estimărilor. Deja au fost exemple clare făcute pe ideea de conectare a creierului la diverse dispozitive, cum să faci ceva cu puterea gândului.
mi-ar ajuta foarte mult oamenii, mă gândesc la Stephen Hawking aici, care nu prea reușește să facă multe utilizându-și corpul, însă un fel de interfață creier-mașină ar putea să îl ajute și pe el, ar putea să ajute o mulțime de oameni. Și asistenții virtuali care vor înlocui call center-urile, vor înlocui persoanele care ne ajută de obicei să rezolvăm probleme. Deodată Siri este și nu este utilă. Pe viitor s-ar putea să avem într-adevăr asistenți virtuali care să ne ajute. Iar marele lucru pe care și-l doresc cei care se ocupă de inteligența artificială este să facă roboți care să creeze singuri roboți mai buni decât ei. Acum, când ne referim la viitor și la inteligența artificială, apar mereu probleme. Unii își imaginează că în momentul în care roboții vor ști prea multe, vor ști și să ne ucidă. Există și legile acelea ale roboticii, un fel de set de directive care poți să evite aceste situații. Dar lucrurile sunt la limită și trebuie reglementate clar. Deja există cercetători care vorbesc frecvent pe tema sfârșitului civilizației. În momentul acesta, la nivel de inteligență artificială, nu suntem atât de avansați încât să spunem că avem creierul unei pisici, de exemplu. Nu, suntem încă departe de a ajunge acolo. Vor fi și roboți hardware, vor fi și roboții software. WePath este un startup din România, ei sunt activi pe piață de 10 ani. Și îi spun că un angajat obișnuit, mai mult de jumătate din sarcinile lui pot fi automatizate și pot fi preluate de un soft. Spunea unul dintre băieți că în India ar fi milioane de oameni care nu fac decât să mute date dintr-un tabel în altul. Ăsta ar fi jobul lor. Pe viitor, genul acesta de joburi este amenințat cu dispariția. Și există mai multe profesii care se vor lupta cu probleme din cauza apariției roboților. Însă de fiecare dată când apare câte o evoluție din aceasta în domeniul tehnologiei, ea, plusul pe care îl aduce a fost mai mare decât minusul. Într-adevăr, roboții fac ca anumite joburi să dispară, dar tot ei creează joburi, de obicei mai bine plătite și mai utile. Roboții și în îngrijirea copiilor și bătrânilor, iar dacă ne uităm la filmele SF, ne gândim chiar că mici roboței vor intra în organismul nostru și vor face mici operații prin care vor repara organe. Poate nu în 2035, însă viitorul s-ar putea să ne ducă și acolo într-un timp destul de scurt. Asta e, da, o invenție pe care mi-o doresc eu. Și 3D pentru mâncare. Au fost câteva teste făcute la show-urile culinare care au loc în lume. Dar o imprimantă 3D se presupune că va fi disruptivă pentru tehnologie, pentru că în China nu se va mai produce totul. China este recunoscută acum pentru toate lucrurile made in China. Însă, odată cu popularizarea imprimantelor 3D, fiecare în casă își va putea fabrica practic aproape orice obiect dorește. Iar un replicator de mâncare, precum cel din Star Trek, ar fi foarte util pentru fiecare bucătărie. Deodată, în imprimantele 3D pot fi introduse anumite substanțe și capabilitățile lor sunt deocamdată reduse, însă pe măsură ce lucrurile evoluează, vom putea și să adaptăm această tehnologie. Cu cât se vor cumpăra mai multe imprimante 3D, cu atât industria va avea mai mulți bani pentru a produce astfel de gadgeturi mai performante. Mai punem un
O întrebare? Noi jucăm odată, nu vrei să fii miliardar? Cea de-a treia întrebare se referă la o rețea socială pe care o folosim aproape toți, foarte populară în România. Și întrebarea este câți utilizatori activi în fiecare lună are Facebook la nivel global? Și așteptăm cu interes răspunsurile. Văd că lumea este foarte documentată. Da. După care vom vorbi puțin și despre securitatea IT, pentru că tot ce am spus până acum, de la portofelul electronic până la eu știu, big data, cloud, cloudul deja e aici. Probabil în 2035 va exista ceva mai nou și mai bun. Împărțeala aproape frățească între 1,5 miliarde și 1,2 miliarde. Ne să vedem, nu mă oprim, mai ne lăsăm până la un minut. Da? Răspunsul corect e 1,2 miliarde. Oricum, 1,5 e foarte aproape. Și acum revenim la partea de securitate IT. Practic, evoluția oricărei tehnologii despre care am discutat acum va ține și de cât de bine este făcută securitatea IT. Toată lumea are senzația, mă rog, 95% dintre persoanele cu care vorbesc mi-au spus că ele n-au lucruri atât de importante de protejat, că până la urmă nu fac nu știu ce tranzacții mondiale, dar adevărul este că fiecare dintre noi are lucruri personale și lucruri ale firmei pe care le salvează pe laptopul de la muncă sau chiar pe laptopul de acasă. Spunea anul trecut Talpeș de la Bitdefender că cele mai mari atacuri din ultima perioadă asupra firmelor de tehnologie din România au fost făcute prin telefonul secretarei. Este un punct vulnerabil și de fiecare dată cei care vor să atace targetat o companie vor ataca prin cel mai simplu mod posibil, iar acel este telefonul secretarei. Amenințările de tip malware sunt din ce în ce mai multe. Pentru anul trecut, cei de la Symantec vorbeau de 1 milion de amenințări în fiecare zi. Sigur, 99% dintre ele se analizează automat. Însă există câteva luate la mână de experți în securitate care sunt practic și cele mai sensibile. Și o să vă spun câteva lucruri care s-au întâmplat și care sunt vechi. Dacă ne gândim, au fost prin 2007-2008. Tocmai ca să vedem că e posibil să se întâmple asta. În Polonia, în Lăț, un puș de 14 ani a reușit să facă ca un tramvai să deraieze după ce a studiat atent, timp de câteva luni, cum funcționa rețeaua informatică pe care se baza respectivul, mă rog, circulația tramvailor în orășelul respectiv. Au fost 12 persoane rănite. Până la urmă n-a fost un tramvai care a deraiat. Au fost 4 și au fost o mulțime de mașini implicate în acest accident. Cei de la Harvard, tot în 2008, au arătat că defibrilatoarele cardiace pot fi atacate. Un lucru care ne pune multe semne de întrebare. La fel, este destul de cunoscut în acest domeniu Project Aurora. Department of Homeland Security a arătat că un generator uriaș poate fi atacat. Am descoperit de curând site-ul shodan.io, care este un fel de Google pentru frigidere, camere video și tot felul de alte dispozitive. E folosit de hackeri pentru a vedea unde sunt localizate aceste aparate și a le ataca. Spre exemplu, dacă ai o centrală eoliană care este legată la internet și multe sunt, pentru că ele sunt amplasate pe un câmp, la mama naibii, iar firma care a reușit să le amplaseze acolo are mereu o aplicație prin care verifică, vrea să vadă care centrală, cum funcționează, care sunt parametrii, care sunt posibilele zone care se pot defecta la respectivul aparat și îl conectează la internet. În momentul în care îl conectează la internet, el este vulnerabil. Poate fi găsit pe Shodan, unde sunt toate specificațiile lui.
Iar un virus nu foarte complicat de făcut poate să facă respectiva centrală să se învârtă cu o viteză de 10 ori mai mare decât se învârtea normal și să o distrugă. Iar asta poate fi aplicată la orice dispozitiv care poate fi conectat pe internet. Securitatea în Internet of Things este încă o... pune mai multe probleme decât oferă răspunsuri în acest moment. Vă invit să intrați pe acest Google pentru frigidere shodan.io să aflați mai multe. Acum nu se mai vorbește de Internet of Things, ci de Internet of Everything. Avem aici un grafic care numără dispozitivele conectate la internet și începe în 2013 și se termină în 2019, unde avem doar o estimare. Creșterea este spectaculoasă. Dacă tragem așa o linie, acum în 2015 avem în jur de 10 miliarde de dispozitive, estimare făcută de cei de la Business Intelligence, și pentru 2019 vom avea de aproape de 3 ori și jumătate mai multe. Aici intră de la mașini conectate până la ceasuri inteligente, tablete, smartphone-uri, calculatoare, senzori, absolut tot. Rata de creștere este de 35%. Cei de la Gartner, o companie de cercetare, dau în fiecare an un grafic în care explică felul în care ne raportăm noi la fiecare tehnologie pe care o avem. În momentul în care apare o inovație, după o relativă perioadă de timp, toată lumea are așteptări fantastice de la inovația respectivă. Cei de la Gartner numesc asta peak of inflated expectations. Toată lumea se așteaptă ca acea tehnologie să fie wow, să fie cea mai tare. După care, pe măsură ce se cercetează, se fac lucruri, aflăm mai multe lucrând cu ea, apare o pantă a deziluziilor. Cum se întâmplă în acest caz, dacă ne uităm pe graficul pentru dată în iulie 2015, cryptocurrency, adică monedele electronice, realitatea augmentată și în scădere este și hybrid cloud computing. Realitatea virtuală este un pic mai la dreapta pe această curbă, după ce am avut acest entuziasm, a venit căderea de așteptări, acum ușor, ușor lucrurile reintră în normal și ne apropiem de acel platou al productivității. Cel mai aproape este printarea 3D la nivel enterprise, dar tot prin acea zonă este și controlul gesturilor. Cele două tehnologii se spune că vor începe să se maturizeze cam în 2 până la 5 ani, potrivit estimărilor celor de la Gartner. Acum, dacă ne mai uităm în vârful estimărilor, peak of inflated expectations, mai găsim aici vehiculele autonome, Internet of Things, wearables și printarea 3D la nivel consumer. Adică noi, cei de aici, nu la nivel de firmă. De fiecare dată când mă gândesc la viitorul tehnologiei, și cu asta se termină prezentarea, mă gândesc la o scurtă povestioară pe care a scris-o Asimov la un moment dat. Era un război galactic în care erau implicate două forțe uriașe, super dezvoltate, care se confruntau de nu știu câți ani. Niciuna dintre ele nu reușea să o bată pe cealaltă. În momentul în care unii veneau cu o inovație, alții veneau cu o altă inovație. Și era așa o luptă destul de puternică, un război care părea că nu se va termina niciodată. Una dintre civilizații avea un tehnician pe o navă și acel tehnician a reușit să reconstituie mulțirea și a dat seama că poate să calculeze singur cât este 9 ori 7. Și celor... șefilor lui, li s-a părut că folosirea creierului uman în locul folosirii tehnologiei este noul lucru ce le poate oferi un avantaj în acest război cibernetic. Spre exemplu, atunci
când rezolvi niște lucruri manual, în loc să le rezolvi cu ajutorul tehnologiei, poți avea un avantaj important într-un război cibernetic. Așa că oricât de mult ar evolua tehnologia, ar fi bine să ne păstrăm unele lucruri pe care le știm deja. Mulțumesc! Și eu microfonul, sper că m-au. O să închid microfonul, suntem în aceeași cameră și ne auzim cu microfonie. Gabriel Moncea ne întreabă dacă cartea lui Asimov este din seria Fundației, din seria... Nu este din seria Fundației, este o povestioară. Dacă îmi dai un mail pe andrada@gmail.com, o să ți-o trimit. E o povestioară foarte scurtă de 4 pagini. Așadar, dacă aveți întrebări pentru Andrada, Andrada, repet, ea lucrează ca jurnalist de tehnologie, dacă aveți orice curiozitate legată de acest domeniu, ea o să vă răspundă acum. Eu o să citesc întrebările cu voce tare pentru a rămâne pe înregistrare. Avem o întrebare de la Ștefan Molnar. Cum folosim Big Data la ONG-uri? Cât de scump e să folosim Big Data? Și cum... Da, asta e întrebare, prima întrebare. Mulțumesc pentru întrebare, salutări Ștefan. Deocamdată și companiile reușesc să analizeze, cum ziceam, cam 12% din ce înseamnă Big Data pentru ele. Este destul de scump să folosim Big Data pentru ONG-uri, n-aș putea să-ți spun cât de scump este, dar mă gândesc la foarte multe companii mari care sunt abia la început pe domeniul ăsta. Big Data e... ce înseamnă de fapt Big Data? Că am sărit și mulțumesc pentru întrebare. Îmi imaginez o bucată imensă de carne, să zicem, cât un stadion. În momentul în care vrei să analizezi pe o cale normală, mă rog, această bucată, în mod normal ai lua bucata uriașă de carne și ai transporta-o la o mașină de tocat. Așa se analizează datele simple. În momentul în care ieși pe Big Data, toată filozofia se schimbă. Practic, tu lași carnea acolo unde e și aduci la ea foarte multe mașini de tocat carne. Ăsta e principiul de analiză al Big Data față de analiza datelor. Practic, iei anumite coduri de soft care le pui pe mai multe servere pe care e împărțit în același fișier. Dar cred că mai durează încă câțiva ani până când ONG-urile vor avea acces la Big Data. Câțiva ani mă refer la, eu știu, 5. Și atunci vor avea acces într-un mod organizat, pentru că Big Data trebuie stocată undeva, deodată doar ce foarte mulți bani își permit asta. Ok, o să mai luăm o întrebare. Gabriel ne întreabă dacă poți să te amintești cum se numea startup-ul care era specialist în exoscheleți. Numește Axiosuits și Capi Ondraș este unul dintre cei trei băieți care se ocupă de acest startup. Am scris și întrebarea ca să rămână răspunsul, adică da. Mulțumesc! O să mai luăm o întrebare. Robert ne întreabă, crezi că imprimantele 3D vor necesita crearea scanerelor 3D pentru a reproduce obiectele? Crezi că este un viitor pentru aceste scanere 3D? Scanere 3D utilizate pentru tehnologia asta nu am prea văzut. Ce am văzut era o cameră video care era pusă în mai multe locuri și care putea să scaneze un anumit obiect. Mi se pare mai fiabilă tehnologia asta de scanare cu ajutorul unor camere video. Mai avem mai mare dar să închid microfonul. Așa. Robert ne întreabă ce tehnologie există la care avem acces astăzi pentru marketing sau care ar fi următorul pas după televizoarele HD, holograme, sunet, direcțional? Mm,
Da, eu îmi doresc să se meargă foarte mult pe miros și pe folosirea tuturor simțurilor. Cred că ăsta ar trebui să fie un punct interesant pe zona de marketing. Deja am înțeles că sunt niște băieți în Polonia care reușesc să reproducă mirosuri și care ar putea să folosească tehnologia asta la scară mai mare. Cred că am Da. răspuns la întrebare. Bianca, mai este o întrebare. Dacă ne puteți da câteva exemple despre cum Internet of Everything poate influența activitatea ONG-urilor în următorii 10 ani? Cred că depinde de tipul ONG-urilor. Hai să luăm un ONG pe educație, care are acces la Internet of Everything și care ar putea folosi tot soiul de senzori pentru a îmbunătăți activitatea de învățare. Internet of Everything, practic, conține Internet of Things și celelalte lucruri din jurul lui. Senzori care să-i ajute pe elevi să descopere niște activități sau, eu știu, persoanele defavorizate, persoanele cu deficiențe de vedere, care ar putea să aibă un acces mai bun folosind senzori. Peste 10 ani e greu să spun ce urmează să se întâmple, însă cred că toate întrebările și toate lucrurile care nu ne vin natural în momentul acesta, și da, mă refer aici la persoanele cu dizabilități, ar putea deveni naturale. Vom mai lua următoarea întrebare. De la Gabriel, crezi că prin inteligența artificială am putea construi un poligraf care să aibă eficiență 100%? În IT nu cred că se poate vorbi de eficiență 100%, nici în securitate, nici în alte zone, dar da, cred că vom putea să construim un poligraf foarte bun prin inteligență artificială. Da. Și s-ar putea ca acel poligraf să aibă și date de pe parcursul vieții unui om, dacă se dorește acest lucru în mod special. Mulțumesc. Cineva ne întreabă dacă o să aveți acces la prezentare și la înregistrarea webinarului. Da, o să vă le trimit pe mail în cursurile de mâine. Nu vă ascund faptul că aș vrea ca înregistrarea webinarului să o postăm online după câteva săptămâni de la acest webinar, pentru ca dumneavoastră care ați participat la acest training să aveți un avantaj, în ghilimele, față de ceilalți care nu au participat. Mai avem o întrebare de la Cristi Marian Ochiu ne întreabă: Open Data, credeți că ar fi de folos ONG-urilor dacă cunoașteți astfel de resurse? Și noi știm câteva exemple, dar o să-l las pe Andrada să răspundă. Eu chiar nu știu exemple pe zona asta. Madalina, dacă poți să ne ajuți tu. Am în minte grupurile de Open Data care deja lucrează în România. Sunt câteva grupuri chiar formalizate. Un exemplu, spre exemplu, îmi vine în minte dacă autoritățile din România ar pune la dispoziția organizațiilor unde sunt sau cetățenilor unde sunt cișmelele cu apă potabilă pentru cetățeni. Și am putea să realizăm, folosind acele date, am putea să realizăm o hartă activă unde să vezi unde sunt cișmele în oraș pe care le poți accesa. Asta e doar un exemplu. Sunt foarte multe date pe care autoritățile le au, de aici și vine conceptul de open data, pe care dacă le-ar pune în format liber și editabil, organizațiile, cetățenii și alte instituții și companii ar putea folosi în beneficiul tuturor. O să mai luăm o întrebare. Cât timp mai durează ca fiecare oraș să devină un smart city și autoritățile să colaboreze cu ONG-urile în acest domeniu? Cred că Aici există deja un proiect, băieții de la devicehub.net au un proiect pe Sibiu, pe transportul local din Sibiu. În România e destul de dificil de aplicat ideea de smart city pentru că nu este mult în urma altora. Cel mai bun exemplu de smart city este Bristol în Europa. Ei au venit cu tot felul de proiecte și pe zona eco și încearcă practic să schimbe
fața orașului. Copenhaga este destul de smart. Însă, deocamdată nu avem oraș. Era un proiect, mi se pare, prin țările arabe, tot așa, pe Smart City. Cum ar putea să colaboreze ONG-urile? Cred că ai putea să le scrii băieților de la devicehub.net și să vezi dacă există o metodă sau te pot ajuta cu sfaturi sau cu idei. Ei sunt un startup pe Internet of Things, au fost și premiați internațional și sunt de regulă foarte bucuroși să ajute pe oricine. O să mai luăm o întrebare. Gabriel ne întreabă dacă există fonduri, granturi pentru cercetare în biomedicină disponibile și pentru ONG-uri. Andrada, dacă știi, ai auzit? Nu știu, dar pot să mă documentez. S-ar putea cei de la Google să aibă, ei au tot felul de proiecte pe care le targetează adesea și pe zona ONG-urilor și sunt foarte interesați de partea de biomedicină și biotehnologie. Din experiența noastră pe care am avut-o pe zona asta de biomedicină și tehnologie, cred că foarte sunt câteva startup, bună, sunt câteva, în principiu, apanajul startup-urilor care își permit să facă, de știu, parte de programare și fac, integrează cel ajutorul unor ONG-uri și pentru expertiză. O să ne uităm și noi, o să ne interesăm și o să vă trimitem. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să ne lăsați pe chat. Dacă nu, să știți că o să ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Andreea Hava ne zice: programul Orizont 2020, finanțat direct de la Comisia Europeană, finanțează cercetare și inovare. Andreea, dacă poți să... O să vă dau eu un e-mail după acest webinar și putem să facem schimb de informații. Dacă aveți și dumneavoastră informații în acest sens, vă mulțumim dacă le împărtășiți. Am eu o întrebare. A fost plictisitor? Ce drăguț sunteți! Vă mulțumim. Andrada, vede răspunsul acum. Mulțumesc mult. Aveți mailul meu, andradaf@gmail.com, și pentru întrebări eu vă stau în continuare la dispoziție. Mă bucur că v-a plăcut și că nu ați adormit și că n-ați căscat foarte mult. Și mulțumesc pentru că v-ați înscris și pentru curiozitate. Și noi îți mulțumim, Andrada. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați participat la acest webinar. Cineva întreabă dacă avem teme. Nu, încă nu avem teme pentru acest webinar. Dacă Andrada o să vrea să vă gândi... O să avem un formular de feedback la finalul acestui webinar. Vă mulțumim dacă puteți să ne răspundeți la el. Ne ajută foarte mult. Vă așteptăm pe 12 noiembrie și pe 13 noiembrie. Avem două webinare unul după altul, introducere în branding și a doua zi o să avem introducere în LinkedIn. Avem invitate două, pentru LinkedIn avem două românci care lucrează la LinkedIn. Una dintre ele, Nicoleta, este în Londra, cealaltă colegă este în Dublin. Și introducerea în branding o să fie foarte interesant. Este un webinar, o să fie interesant, asta vă spun, la asta lucrăm. O să primiți prezentarea în cursul zilei de mâine și înregistrarea acestui webinar. Vă mulțumim foarte mult și dacă încă nu ați apucat să vă înscrieți în organizația în comunitatea TechSoup, noi ne bucurăm foarte mult dacă puteți să faceți asta în următoarele zile. O să vă mai bat la cap acest subiect. Așadar, vă mulțumesc tare mult și ne auzim pe 12 noiembrie. Mulțumesc! O seară bună! Mulțumim! La revedere!